Bună seara! Nebunia biletelor! Între 70 și 250 de lei atât vor trebui să scoată din buzunare microbiștii pentru a fi prezenți la meciul Moldova-Ucraina din preliminariile campionatului mondial 2014, la fel ca și la partida precedentă contra Angliei. O persoană va putea achiziționa maxim 5 bilete. Meciul va avea loc vineri 12 octombrie la Chișinău cu începerea de la ora 21. Prețul biletelor pentru Moldova-Ucraina pentru tribuna A este de 80, 100 și 150 de lei. În tribuna B, tichetele costă 70 și 80 de lei. În tribuna C, 70, 100, 150, 200 și 250 de lei. Iar în tribuna D, 70 și 80 de lei. Biletele din sectoarele 13, 19, 31, 34 și 40 nu vor fi scoase în vânzare. O persoană va putea achiziționa maxim 5 tichete de la 7 octombrie între orele 10:30 și 19. A venit așa de vreme, pentru că sunt mulți care pericup și care cumpăr mai multe bilete și apoi îmi dau mai scump și apoi îmi dovdea și mai gine cumpăr de pe mâine, că pe și eu liniștit, că am biletul în buzunar. Și cum ați venit la meci, deodată am intrat și fără grijă să nu stau în rând, așa, că pe urmă e așa multă lume și îndesuială și probleme și e cam greu, e problematic. La partida precedentă a tricolorilor de pe teren propriu contra Angliei din preliminariile campionatului mondial 2014, biletele s-au epuizat în câteva ore. În zilele următoare, etichetele au fost vândute pe Piața Neagră la un preț de 5 ori mai mare. Oamenii legii au amendat doi bișnițari cu câte 700 de lei fiecare. Dacă se vinde, ce se face? 350, 400, 500. Deci, cum vă înțelegeți cu... Depinde de sector. Dumneavoastră s-a achitat în domnul lei, în valută străină, în bază. Cât vă dă? Pentru a intra în posesia unui bilet, circa 100 de necunoscuți l-au sunat chiar pe selecționerul Moldovei, Ion Caras. Da, sincer vă zic, foarte multe apeluri am primit care nu le cunoșteam. Deci, totuși, până la urmă am încercat. Deci, se discut cu vreo 3-4 și aceeași problemă, bilete, domnule Caras, vă rog, într-o încoace. Și vă spun cinstit, undeva la aproape la 100 de apeluri pe care nu le cunoșteam. Partida Moldova-Ucraina din preliminariile campionatului mondial 2014 va avea loc vineri 12 octombrie la Chișinău cu începere de la ora 21. Schimb de generații la Naționala Moldovei Under-21. Selecționerul Alexandru Curteian și-a ales haiducii pentru amicalul cu Ungaria, care va avea loc la 11 octombrie în deplasare. Dintre 22 de fotbaliști chemați, doar 6 au mai evoluat până acum pentru reprezentativa de tineret. Selecționerul Naționalei Moldovei Under-21, Alexandru Curteian, a anunțat noul lot al reprezentativei de tineret, pentru care vor evolua fotbaliști născuți în 1992 și mai tineri. Dintre 22 de jucători chemați, doar 6 au mai jucat până acum pentru selecționata Moldovei Under-21. Este vorba de Prodan, Modârcă, Haciaturov, Cociuc, Apostol și Matei. Lotul Moldovei este format din 22 de fotbaliști, dintre care 21 reprezintă cluburi din campionatul autohton, iar unul singur, Cătălin Carp, evoluează peste hotare la Dinamo Kiev. Meciul amical dintre Ungaria și Moldova va avea loc la 11 octombrie în deplasare, cu începere de la ora 17. Vreo aproximativ 10 oameni așa îi cunosc, au mai fost convocați la mine în selecționata asta de tineret. O să facem cunoștință cu restul, vom vedea. Sper toți să fie bine, să evoluăm tot bine sub conducerea domnului Curtean și cât mai multe victorii. Sper că va fi totul bine, băieții vor fi mai încrezuți și, nu știu, avem timp încă de pregătire. Также будет хороший коллектив, тренер, думаю, останется. Надо посмотреть, кого выдал, в принципе, какая группа попадется, но мы тоже сможем добиться хороших результатов. Vreala națională. Portarul moldovean Dan Pânzaru a semnat pentru 2 ani cu ocupanta locului 2 din Liga Secundă a campionatului României, CS Otopeni, și își dorește să debuteze pentru selecționata Moldovei, antrenată de Ion Caras. Ultima perioadă a fost un pic mai tensionat pentru mine. Am fost în litigiu cu FC Astra, cu fosta mea echipă, unde am petrecut 2 ani
și trebuia să aștept decizia federației pentru a deveni jucător liber. După ce am devenit jucător liber de contract, am semnat cu CSU Topeni. Sunt bine, sunt fericit cu la noua echipă. Am ocazia să lucrez cu fostul meu antrenor de pe Lastra, Mihai Barbu, pentru care îi mulțumesc că m-a adus aici. Concurența este foarte mare. Am un coleg de la Udinese împrumutat așa și mai e un portar cu experiență, dar eu cum mi-aștept rândul și mi-aștept șansa care cred eu că o să vină în cel mai scurt. Deși Pânzaru a declarat acum câțiva ani pentru presa din România că Moldova e un capitol închis pentru el, la un moment dat acesta ar fi putut reveni în competițiile autohtone. În momentele grele m-am gândit la ideea ta, însă au fost doar idei. Unicul motiv pentru care m-aș întoarce ar fi mai mama mea și prietena, care mama a rămas singură, din păcate, după 30 de ani. Acum câțiva ani Pânzaru le-a spus jurnaliștilor de peste Prut că n-ar refuza o eventuală ofertă din partea naționale României, însă acum așteaptă o convocare din partea selecționerului Moldovei, Ion Caras. Eu am zis că dacă mi s-ar oferi șansa, cu siguranță aș opta pentru chestia asta, atâta timp cât naționala Moldovei nu are nevoie de mine, pentru că am câteva meciuri decât la Under 19, la Under 21 nu am nicio selecție, deci asta spune de ceva. Sau sunt anumite interese care și nu intru eu în calculul antrenorilor sau nu știu care ar fi problema. Eu sunt născut acolo în Moldova, patria este Moldova, deci în orice moment când s-ar apela la mine, aș veni cu brațele deschise și cu sufletul deschis, așa cum a fost la Under 19, de fapt, cu domnul Vlad Goian, da, am apărat câteva meciuri. Mi s-au spus ultimele meciuri că nu se mai contează pe mine, din niște motive stupide. Am plecat cu ceva scandal de acolo, plecat cu lacrimi din ochi. Portarul moldovean Dan Pânzaru, în vârstă de 22 de ani, a jucat la Zimbru, Arieșul, Drobeta, Steaua București, Astra, Giurgiu, dar și la selecționatele Moldovei Under 17 și Under 19. Mi-am dorit sincer foarte mult și cred că o să fie cel mai mare regret al meu că n-am putut să debutez cel puțin pentru Under 21, un meci în Palmares măcar să l-am. Domnul Curtean așa a decis, eu cel puțin cred că meritam o șansă. Poate o să intru în vizorul domnului Ion Caras, care este acum selecționerul Moldovei, și îmi doresc foarte mult ca să ajung acolo, pentru că zic eu, orice om merită o șansă. Lupta pentru un loc în cupele europene continuă în Moldova. Dacia Iskra Steaua este unul din cel mai tare meci din etapa 12-a din divizia națională, care va avea loc la 5 și respectiv 6 octombrie. Pe lângă partida Dacia Iskra Steaua în etapa 12-a din divizia națională, vor mai avea loc meciurile FC Academia Milsami, Speranța Zimbru, FC Costuleni Șerif, Nistru Olimpia și FC Tiraspol Rapid. Partidele se vor juca vineri și sâmbătă, 5 octombrie și respectiv 6 octombrie. Șerif este lider cu 31 de puncte. Dacia ocupă locul 2 cu 9 puncte mai puțin. Milsami se clasează pe poziția 3-a. Pe ultimele locuri sunt Speranța și Nistru.